haos în Polonia. Legea care a declanșat un scandal internațional a fost declarat parial neconstituțional. Procurorul general al Poloniei a considerat joi ca parțial neconstituțional controversata legea Holocaustului, menit să apare imaginea Poloniei în sete reintate, dar care a provocat tensiuni aprinse cu Israel, SUA sublinierei Ucraina, transmite AFP. Legea, intrat în vigoare la începutul lunii martie, prevede până la 3 ani de închisoare pentru persoanele care vor atribui responsabilitatea sau coresponsabilitatea națiunii sau statului polonez pentru crimele comise de al treilea Reich german. Opinia procurorului general Zbigniew Ziobro creează o surpriză, pentru că acesta este în acela sublinierei timp ministru al justiciei, ale cărui servicii se află la originea legii respective. Într-un aviz publicat pe site-ul Tribunalului Constituțional, parchetul general consider că articolul ce prevede urmărirea penală în sete reintate a persoanelor care se fac vinovate de faptele enuncate este neconstituțional, subliniere ineficient, putând avea efecte contrare celor căutate, sublinierei, în final, se submineze autoritatea statului polonez, fiind contrar Constituției, care interzice o ingerință excesivă. Luând decizia să sancționeze comportamente legate de delicte comise în sete reintate, independent de legea în vigoare în locul unde aceste fapte au fost comise, legislatorul nu a echilibrat corect raportul între nevoia de a proteja subiectul legii, sublinierei eficacitatea normei juridice, a notat parchetul general. Legea a provocat tensiuni puternice cu Israel, sublinierei cu numeroase organizații evreie, sublinierei, care reprosublinierează sublinierei ce neagă participarea unor polonezi la Holocaust, sublinierei chiar ce îi împiedic pe supraviecuitorii evrei să, sublinierei, istorisească experiențele. Textul a declan sublinierea tâns sublinierei în Polonia o dezbatere aprins, marcat de un val de declarații antisemite, sublinierei de declarații controversate ale guvernului polonez, decis să, sublinierei, apere poziția. Legea a fost promulgat de presubliniere-dintele Andrzej Duda, care a trimis-o tot un sublinierei la Tribunalul Constituțional pentru verificarea conformității textului cu legea fundamentală. Tribunalul Constituțional nu a stabilit deocamdată data examinării legii,